Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat în ultima perioadă de când am plecat de acasă a fost să o întâlnesc pe prietena mea, cu care sunt în momentul de față de 11 luni, cu toate că eu uneori simt că nu pot, ea îmi dă putere ca să reușesc. Și ea m-a și înscris la Șef la Cuțite. Și uitați-mă, astăzi am ajuns la Șef la Cuțite și sper să-i dau pe spate cu ceea ce o să gătesc. Astăzi voi găti paste și rataki și am ales acest preparat pentru a-i surprinde pe șef și pentru a dovedi și mie că pot să reușesc, un preparat care nu l-am gătit niciodată până acum. Momentan mă mulțumesc cu 3 cuțite, pentru că este un pas foarte important pentru mine și 3 cuțite. Voi începe prin a tăia legumele și a le prăji în tigaie. E o mizerie. Sper să-mi iasă până la urmă, că am întâlnit niște dificultăți. Trecem la paste. Pastele trebuie mai întâi spălate în apă rece, circa 2 minute, apoi fierte încă 2 minute, clătite din nou și puse în tigaie simplă la foc mic. Și după le amestecăm și faci pe ritm. Sper să vă placă. M-am blocat. Este un preparat riscat, am vrut să risc astăzi. Sunt c***ați pe mine de frică și sper să reușesc, că dacă nu, o să-mi iau bătaia acasă. Merge banda. Hai cu banda. Și vine... Bine de ser pentru Florin, că i-a scăzut glicemia, bă, frate. Sau ciorbă pentru Florin. Da? Da? Sau scoici pentru Scarlatte. E goală farfuria, mă, e... Nu-i nimic din ea. Pă bune? Bă, e goală, mă? Pe asta zic și eu, e goală. Oh. Noodles. Ăsta-i părul lui Tina Turner. Ce-i asta? Nu știu, mă, legat niște paste. Dar fie dacă sunt legate, da. Cum legate, mă? Sunt legate, mă. A, sunt bătrâne, făcut... puneți ochelarii, sunt legate. Da, le-a bă? Not, câtă răbdare să ai să faci asta? E chinez. Că iau răbdare, asta e muncă de chinez. A avut o oră de gătit în care ce vrei să facă după ce a tăiat 2 borcovi și 3 dovlecei? Trebuie să facă și el ceva? După 10 ani încă mai întrebăm, bă, dar ce e asta? Și ne minunăm. Da, ce e asta în cărând? Hai, samba. Mi se pare că uităm esențialul. De ce ne-am adunat aici? De ce? Să fim surprinși. Eu am zis că să gustăm. Să fim surprinși de mâncare, de inovații. Să ne lăsăm inspirați de către concurenți. Să fim cumva absorbiți de talentul lor culinar și să-i aducem în echipa noastră. Acest concurent este creator de conținut, zona de veganism și cum să slăbim? Hai că ne-am dus departe. Nu, știi ce e? E... cum se numesc oamenii care fac... croșetează? Croșetează. Dacă croșetezi, ești andrelist. Pastele andrelist. Astea așa sunt aranjate. Andrelist, auzi? Andrelist. Andrelist. Adică croșetează profesionist. Mai făceam brățări. Așa. Îmi făceam singur. Și cumpăram exact așa era. Fără, în două așa și dată așa, știi? Exact. Sunt multe culori așa. Exact. Ai și biluțe, ai mazărea aia, poți de biluțe. Da, exact. Bă, face brățări în vama veche. Gata, bă. Hai să vădăm. Hippie, vama veche, hippie. Da. Hai să vădăm. Vai de... Bună seara! Bună seara! Salut! Numele meu este Pavel Dragoș, am 26 de ani și sunt ajutor de bucătar. Și ce ai făcut în ultimii 10 ani, Dragoș? Păi am terminat școala, liceul, apoi am vrut să fiu independent financiar și am decis să-mi caut un job. Și ce job ai găsit? Job l-am avut ca și ajutor de barman. După mi s-a oferit un loc de muncă pe litoral, în sezonul estival. În Vama Veche? În Cosinești. Ah, ok. Acolo am ajuns efectiv pe șantier, eram salahor. Pentru că locațiile nu puteau să fie deschise luna mai când am ajuns acolo, a trebuit să lucrez ca și... Salahor și strângeai prelungitoarele. Asta ar fi fost bine, nu? Să făceam ciment și căram cu... Da, ia fi dar acum, dacă vrei să construiești, știi să faci ciment? Cred că mă mai descurc, cred că mai țin minte ceva. Măi, vezi, păi vezi, ceva? De unde m-ai luat pe mine de dimineață? Din șantier. Viața e un șantier. Exact. Puiule, să știi că și noi am lucrat pe litoral. Și așa este. Știu.
Ma, ai ajuns în bucătărie până la sfârșit? Da, am ajuns în bucătărie. De cât timp? De cam de 3 ani. Și pe unde ai lucrat? La Energia Pub. Cartofi prăjiți foarte buni acolo. Da, știu, știu. Și mamă. Și aripioare. Fă! Încă lucrezi acolo? Nu. Acum sunt liber profesionist. Și unde ai învățat să legi glasul de la Suntrezi? M-am dus eu prea extrem, e prea mult. Păi nu, că eu cred că ar trebui să propovăduiești știința. Dacă te uiți așa, seamănă cu un crevete, mă uit. Da. Bă, da. E o mizerie, efectiv, nu știu, mi-a rămân cuvântul. Noi n-am folosit cuvântul ăsta, nu. Nu, eu consider, e o mizerie. Cât timp ți-a luat să faci pentru 4 farfurii? Sincer, au venit așa, gata. Nu le-am făcut eu. Cum, doar... Și tu ce ai făcut într-o oră? Am tras legumele și pastele. Au trebuit spălate prima dată, după fierte, după iar spălate, după tras în tigaie, fără legat ele acolo. Deci tu într-o oră ai făcut 3 farfurii. Stai, mă, adică nu ai legat tu astea? Nu. Păi nici nu ai legat astea. Păi și atunci ce ai făcut o oră? N-auzi că a spălat, bă, spălat, bă, ce vrei? Deci odată spălate înainte. Și am crezut că o oră ai stat legat astea. Fierte, după care iar spălate. Dacă iei fiecare de asta să o speli în parte, păi tu și câte ți-a băt, Florine? Numără și tu să vezi. Bă, eu am 2, 4, 6, 8, 10. E artizanal aici, ai legat pastele ca lumea între ele, super. M-ai păcălit, eu am crezut m-am că... M-am păcălit? Da, mă, toate erau aceleași. Mamă, zic, ia uite-l pe ăsta mic ce a făcut aici. Ce elegant, adică a fost... Da. Cum vrei, toți odată sau fără? Hai, toți odată. Hai. Fără emoții, nu? Baftă, omul. Ai grijă de tine, mă. Te mai așteptăm. La revedere. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.